fapta a fost comisă la Mărginenii de Jos, în comuna Filipeștii de Pădure, iar reprezentanții Serviciului Județean de Ambulanță Prahova confirmă că femeia de 44 de ani a fost găsită decedată cu multiple plăgi înjunghiate. Cursul dimineții Serviciul Județean de Ambulanță Prahova a fost solicitat în localitatea Mărgineni pentru o femeie de 42 de ani care prezenta o plagă înjunghiată. La locul incidentului s-a deplasat un echipaj cu asistent și unul cu medic. Au găsit o femeie în vârstă de 42 de ani, decedată, din păcate, cu multiple plăgi înjunghiate la nivelul gâtului, toracelui și membrelor inferioare. Ulterior, s-a găsit și un bărbat în vârstă de 47 de ani cu o plagă prin autoagresiune la nivelul abdominal. Erau persoane tăcute, se înțelegeau, dar în casa lor nu putem să știm ce probleme familiare aveau. El era o persoană tăcută, o persoană cu minte, nu era ca om agresiv așa. Vă gândeam să facă? Niciodată nu ne gândeam la acest, să comită o faptă ca asta. Și a dat seama mai târziu ce s-a întâmplat și a încercat să-și ia și el viața. Autorul crimei este un bărbat de etnie romă în vârstă de 47 de ani, care după comiterea crimei s-a auto-înjunghiat având o plagă în regiunea abdominală cu eviscerație. Bărbatul a ucis-o pe soția sa în vârstă de 42 de ani din gelozie, după ce ambii se reîntorseseră în țară de la muncă din străinătate. El din Anglia, ea din Spania. Când a plecat dimineața de la noi din casă, că a plecat că fata lui și adică băiatul meu, a plecat liniștit. A zis, merge acasă cu copiii că nu-ți fac absolut nimic. Dar și n-a durat o oră. De ce era supărat pe ea? De ce era supărat pe ea? Femeia asta a fost plecată cu câțiva ani în Spania. Și că-l părăsise din cauza asta, adică din cauza geloziei. A omorât-o. Da, și a avut ceva la cap el. A avut. Și a omorât-o. Da, s-a certat o săptămână. De ce? De că a vrut să o ia numai acasă, acasă și sora mică nu a vrut, a vrut să stea aici și... Era gelos? Da, gelos, gelos rău era. A dus-o rău și până acum, adică se mai, da, mai da, o bătea, o bătea, o chinuia. Autorul se află acum la SGU Ploiești, în îngrijirea medicilor, păzit de polițiștii care îl vor ancheta imediat ce va fi posibil. Un bărbat și-ar fi tăiat soția mortal, după care s-ar fi auto-înjunghiat. Acesta a fost depistat și transportat la Spitalul Județean din Ploiești, unde se află sub paza polițiștilor. În cauză, în acest moment, este desfășurată o anchetă a parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova. Trupul neînsuflețit al femeii a fost transportat la morga din Ploiești în vederea efectuării necropsiei. Oamenii legii continuă cercetările la fața locului pentru stabilirea împrejurărilor în care a avut loc tragedia, în cauză fiind deschis la parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova un dosar sub acuzația de omor.